Bună dimineața! Asta este ziua întâi după operație. Ce pot să vă spun este că n-am dormit foarte mult. Pentru că m-a durut foarte tare spatele, în primul și în primul rând. Eu nu pot să dorm pe spate, nu pot să dorm cu lumina aprinsă și a trebuit să fie lăsată lumina. Pentru că a trebuit să stau sub supraveghere primele 24 de ore după operație. Și venea destul de des la mine o asistentă. Ba schimba bandaje, ba ce mai făceam, punea perfuzii. Deci a trebuit să suport lumina, plus zgomotele de pe hol, acum suntem într-un spital. La un moment dat a venit asistenta și am spus că vă rog frumos, puteți să stingeți lumina că n-am închis un ochi toată noaptea. Deci eu efectiv până la ora 5 dimineața n-am putut să închid niciun ochi. Și am dormit așa, cred că legat vreo 2 ore până la 8. Că m-am mai trezit cu pauze, că am mai venit, mi-am mai schimbat bandaje, iar mi-am mai făcut nu știu ce, sau nici nu mai rețin, că era mai mult adormită. În rest, ca stare generală, nu mai simt presiune în zona pieptului și abdomenului. Cel mai mult mă doare așa, un pic în partea asta unde este drenul. Am sticluța cu dren după mine. Asta aici jos este drenul pe care o să-l scoată astăzi. Așa mi-a zis că a venit domnul doctor în vizită azi dimineață și mi s-a spus că o să-mi scoată drenul și am întrebat dacă o să doară și e puțin așa, ci că nu știu, am puțin emoții, dar sper să fie ok. Deci ca stare general, ce pot să vă spun, sunt, dacă dormeam, eram 8 din 10, așa cum n-am dormit, sunt un 7 din 10, că, măi, dar m-a durut rău spatele, adică m-am ridicat până la dimineața, acum la 8, m-am ridicat și am zis, mamei, să-mi fac un masaj, că nu mai puteam. Bună ziua, am revenit. Ce s-a întâmplat astăzi mai interesant, pe lângă faptul că, da, iar mi se pune electrolit și cred că un cocktail de vitamine. Și vin cu câte vreo 3 injecții alea, chiar că nu știu ce sunt. Dar am o senzație așa de coritoare, că nu bagă. Ce s-a întâmplat important astăzi? Mi-a fost scos drenul. Și a fost așa o experiență, cum să vă zic, foarte plăcută, dar nici ceva groaznic, adică să urlu pe aici, să mor sau... Nu, pur și simplu am respirat, mi-am ținut respirația și mi-a scos repede, pa, 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 și a fost așa, nu știu, o chestie inconfortabilă mai mult, adică nu-i disperiat, că am mai auzit oameni care ziceau că când li s-a scos drenul i-a durut și că a fost nasol, dar chiar nu, n-am simțit asta. După ce mi-a scos drenul, am mai făcut o plimbare, simt așa ca și cum mă apasă puțin în zona asta, dar nu este de nesuportat, adică... Și plus că sunt și obosit așa când am făcut o tură și m-am întors, m-am pus în pat, tocmai din cauza faptului că nu prea am dormit. Și altceva, astăzi de alimentație mi-au introdus și suc de mere și mi-au amestecat sucul de mere cu proteine. Suc de mere cu proteine și apă. Și apă. Un litru și un litru. Da. Va trebui să beau până mâine dimineață un litru de apă și un litru de suc de mere amestecat cu proteine. La joculețul ăsta cu bile tot sunt foarte șmecheră. Pe timpul nopții am fost verificată de către asistentă foarte des, pentru că știți cum este, primele 24 de ore sunt cruciale. Au venit, mi-au schimbat, m-au bibilit, mi-au pus, mi-au... Chiar a fost foarte ok din punctul ăsta de vedere. În 4 ore, nu? Da, că mă pun, da. Mi-au pus tot felul de chestii. Da, vin cu dulăpiorul, cu tot ce le trebuie. Dragii mei prieteni din vlog, v-am cam uitat. Stați că nu-i de prea bună lumina. Stați, aprind un bec mai ofertant. Oare ce ar mai trebui să spun mami? Să vină cu bani cash. Da, veniți cu bani cash. Că e destul de problematică situația. De făcut transfer e cam greu. Sau să aveți euro cu card pentru euro. Pentru că mama mea a fost în România și s-a asigurat că are card de euro. Dar când a venit aici, de fapt, avea cardul doar cu contul de lei. Și n-am putut plăti. Și până la urmă am făcut noi o șmecherie. A schimbat euro în lei. Și prin lei am plătit la POS, nu? Ai făcut tranzacții. La lira turcească, în lira lor. Da, și la limita de card, da, să aveți ridice, grijă. Atunci. Da, e posibil să trebuiască ori de card. Bine, dar puteam face și noi din aplicație, dar... A fost stresul prea mare. Ce-i drept, că eu când am ieșit din operație, primele lucruri pe care le-am auzit au fost așa.
că nu am putut plăti operația încă, că noi ne chinuiam de ieri, adică aveam emoții, că nu intraseră banii pe cont. Așa, au intrat banii, fericire mare, și după ce am venit în operație am aflat că banii nu intrase, că nu au putut mama plăti operația din cauza turcilor mai mult, așa, pentru că nu prea au avut opțiuni pentru noi. Mm-hmm. Nu știu, de plată. Da. Da. Iar a doua veste a fost că s-a blocat seiful, nu știu ce s-a întâmplat, nu? A fost o chestie așa și m-am amuzat, știi, că eu în loc să spun și mie lumea pe aici, că nu, știi că e bine, nu știu ce. Ești în viață. Ești în viață, e totul la rând. Ești în viață ca să rezolvi problemele. Da, 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 bine că ești ca să stai în telefon, să vorbești de bani, să faci așa, dar Doamne, bine că s-a rezolvat și că... E tot în regulă. Și după ce am rezolvat, ne-am bucurat de mine, că le-am și spus. Vă rog frumos, haideți să vorbim acum despre mine. La mine a fost totul pe repede înainte. Eu săptămâna trecută m-am hotărât să vin să fac această operație. Și a trebuit să cumpăr repede biletele de avion, a trebuit să mă duc repede să-mi fac pașaportul, lucruri care m-au pus și astea, adică mi-au pus piedic, așa, am avut obstacole, pentru că nici nu știam sigur că o să ajung aici în Turcia. Și, na, a fost nu, că eu de fapt puteam să cer banii mai repede, dar m-am gândit eu așa, că n-are rost. Așteptam pașaportul, care pașaportul meu nu mai ajungea în ziua în care mi s-a promis că o să ajungă. Am așteptat 5 zile, da, maximul de zile pe care se presupune că ar trebui să-l aștepți ca să-ți primești pașaportul. Bineînțeles că nu mi-a ajuns pașaportul în ziua respectivă, am sunat. Abia ajunsese la București, la ei acolo, și că mi s-a spus că trebuie să mă duc, nu, că o să-l pun în seara aia pe autobuz, dar eu la 4 dimineața plecam și cu avionul, adică aveam avion dimineața, aveam mai devreme, trebuia să fim la aeroport. Și nu puteam să faci check-in-ul fără pașaport. Da, și nu puteam să fac check-in-ul fără pașaport. Exact. M-a ajutat o prietenă, Ilinca, îi mulțumesc și acum. Și am rugat-o, deci i-am zis că Ilinca este o situație pe viață și pe moarte. Trebuie să te duci să mă ajuți din tot sufletul meu. O să te răsplătesc toată viața cu iubirea și recunoștința mea. Și s-a dus, i-am trimis o poză cu prietenul meu. Între timp vorbisem și la bancă acolo după mii de bocete, că le-am sunat pe toate, le-am sunat plângând. Mă rog frumos că trebuie să plec la operație mâine, când am pașaport, nu știu ce. Și au făcut în așa fel încât să îl poată ridica Ilinca în locul meu. Și vreau să mai numesc acum o persoană care m-a ajutat și m-a susținut. Până acum nu i-am spus numele. Dar este vorba de Mașa, care mi-a propus operația, care m-a ajutat din multe puncte de vedere. M-a susținut de foarte multe ori când a venit vorba de frici. Când am văzut că pașaportul nu mai ajunge, eu am sunat-o plângând și am spus, gata, nu mai merg. Asta e un semn nasol, nu mai merg, nu mai vreau, nu trebuie mie operații. Și ea m-a ridicat, adică m-a încurajat foarte mult și mi-a redat încrederea în mine și în operație. Și... Da, mi-a dat un impuls și am spus și ei că fără ea nu s-ar fi putut materializa lucrul, dorința mea. Și ea tot îmi spune că nu, dar nu e adevărat, dar așa să știi. Că ești o persoană importantă care m-a ridicat de multe ori în perioada asta și m-a ținut așa pe linia de plutire, că altfel cred că o luam raznă. Și nu mai zic de minunații mei părinți, că mama când a auzit că facă operații s-a bucurat foarte mult, a fost foarte pe chill, o mamă modernă, foarte drăguță, tot acâmul, la fel și tata, dar eu am niște părinți oricum extraordinari, adică nici nu-mi făceam griji când o să mă susțină, drept dovadă mama este aici cu mine. După ce au fost săraca și în Portugalia cu niște copii de la școală și au avut griji și au stat despărțită de fratele meu mai mic, acum, dar au venit și rândul meu, na, cât mai stai, nu? Cât mai stai cu matei mai mici cu mine. Dragii mei, voiam să închei acest vlog. Am mai venit o asistentă acum și mi-a luat tensiune, este ok, și mi-a mai pus niște de-astea. Vă spun somnușor, noapte bună, bye!